Bună și bine am revenit la un nou episod. Azi o să fac episodul umplu pe contul lui Teo. Să vedem. I-aș schimba look-ul. Văd că are multe haine. Nici nu știu. Are prea multe haine ca să mă decid. Știți, Teo e fata aceea cu care am făcut Clothes and Colors. Cred că i-aș lăsa o pasta. În sfârșit m-am hotărât și m-am decis să îi pun pe aceștia. Așa. What? E prea greu de decis. Să nu uitați să vă abonați la canalul meu și să dați like. Cred că îi pun ăsta. Așa. Acum. Oare să-i pun și un telefon? O să-i pun pe acest, dacă... Da. Și la hair știu foarte bine ce să-i pun, pentru că are părul meu preferat din joc. Așa că o să-l pun. Acesta e frumos. Da. Deci, de fapt, da, chiar e foarte frumos. E părul meu preferat. The Smith se numește. Dacă vreți să-l cumpărați. Dar vreau să mă mai... Acesta e foarte frumos. Dar, tot vreau să... unde esme. La ochelari. Stai că am trecut de ochelari. E las. Nu-i nimic.
Asta e frumos. Și a vrea să-i pun alte culoare. Ne e prea deschis. Da, asta. Îmi place cum arată. Stați puțin. L-am mișcat. Are 7 animation seturi. Extrem de mult. Cred că să o pun acesta. Așa. Cred că mă duc aici. Arcade level 25. Vreau să fac ceva. Are foarte multe dansuri. Așa. Așa, acum mi-a venit o idee. Revin puțin mai târziu. Deci mi-a venit o idee ciudată, dar o să vedeți. O să fac un miel nebun. Știu că este foarte ciudat, dar mi-a venit ideea așa din senin. Nu știu ce m-a apucat, dar... Merge. Cam așa o să arăt. Să găsim un loc. Am revenit. Așa. Și o să spun pe public. Sunt un miel nebun.
înseamnă am, sunt un miel nebun. Pentru în caz că cineva nu este român, și așa mai și merge ciudat. Deci se potrivește perfect. Acum vreau să scriu undeva, adică la costumul acesta. Rainbow. Perfect. Și să-i adăugăm asta la costume. Așa. Văd că nu are prea mult bani, așa că n-am ce să-l să-i cheltui. Dar o să mă uit. Dacă găsesc ceva prea ieftin, revin imediat. Am revenit, dar n-am găsit nimic din păcate, așa că o să închei aici videoul. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să dați like la toate videoclipurile și să vă abonați și la canalul lui Teo.